Bine v-am regăsit la Sieste, Claudiu sunt, iar în acest material o să începem o nouă serie în care o să vă răspund la întrebările voastre pe care mi le adresați atât pe YouTube cât și pe TikTok. O să încep cu întrebările de pe TikTok pentru că acolo sunteți o comunitate destul de mare și întrebările sunt multe, iar eu nu am timp acolo să vă răspund la toate întrebările. Așa că, hai să luăm prima întrebare. Bine v-am regăsit! Cum am spus mai devreme, începem cu prima întrebare de pe TikTok. Întrebarea este pusă de domnul Adrian. Adrian ne spune felul următor. Datorită prețului, eu nu recomand clienților să-și pună acumulatori, trebuie să ai o hală industrială să-și merite investiția. Adrian, eu vreau aici să detaliem puțin și să-ți explic cum văd eu lucrurile în momentul când îți montezi un acumulator pe un sistem fotovoltaic. În primul și în primul rând, ca să poți stabili dacă e nevoie sau nu de un acumulator, trebuie să vezi exact consumul pe care clientul tău sau clientul meu îl are pe o perioadă de 24 de ore iarna. Pentru că da, eu vreau să dimensionez sistemul în așa fel încât iarna clientul meu să fie acoperit. Nu vreau să fie acoperit vara cu un acumulator, pentru că atunci eu voi lua o decizie proastă. Pentru că vara, ziua este mai mare, iar noaptea este mai scurtă și evident acumulatorul respectiv o să fie suficient. Eu iau întotdeauna, în momentul când fac calculele, luna decembrie. Este luna cea mai scurtă, mă rog, cu noaptea cea mai scurtă, iar acolo pot să văd exact consumurile. Mă orientez și văd exact cât consum a avut în ziua respectivă, cât consum a avut noaptea și care este media de producție. Știți și voi, dacă montați sisteme fotovoltaice, că iarna producția este de 3-4 ori mai mică decât vara. Așa că pun în calcul toate aceste aspecte și la final deduc care este capacitatea de stocare pe care un client o are nevoie. Tu ai văzut un material pe YouTube în care prezentăm un mega acumulator. Acumulatorul respectiv, da, într-adevăr, poate să meargă la o hală, la ceva industrial, dar nu montez pe o casă normală al cărui consum pe 24 de ore este de 1-2 kWh, un acumulator de 80 de kW. Pentru că da, în primul rând, nu o să-și amortizeze niciodată investiția. 2. Nu o să poată să-l încarce, pentru că dacă ai un sistem mic, nu o să poți încărca un acumulator așa de mare. Și mai mult decât atât, nu o să fie eficient, pentru că tu nu vei putea pur și simplu să te bucuri de toată această capacitate. Vei trage undeva 1-2% din el, iar el va sta mai mult timp încărcat, lucru care o să-l degradeze mai mult decât dacă se descarcă și face cicluri zi de zi. Am adus aici în studio un acumulator. Acesta este un acumulator ce provine de pe o mașină electrică, de pe un Volkswagen ID3 sau ID4, mă rog, sunt cam aceiași acumulatori pe toată seria. Ideea este că acest acumulator este de 48 de volți. Hai să vă arăt că este și scris aici. 48,8 volți are în momentul de față acest acumulator și este dintr-o singură bucată. Deci, dacă tu ai o casă normală și ai un sistem fotovoltaic de la Victron de 5 kW, da, ai 5 kW de panouri, un invertor easy solar de 5000 sau, mă rog, niște multiplusuri, atunci un acumulator din acesta poate fi suficient dacă consumul tău pe noapte este de 2-300 de W pe oră, pentru că da, el are o capacitate de stocare de 6,85, mi se pare, kWh. Deci pur și simplu vei putea trece noaptea doar dintr-o singură celulă, iar prețul ei nu este mare, pentru că o să cumperi un singur acumulator. Dar aici, repet, în funcție de consumurile fiecăruia, trebuie dimensionat corect, iar la final poți să spui că este scump sau este nu. Cam ăsta este materialul meu, sper că ți-am răspuns la întrebare și evident, dacă v-a plăcut acest material și ce aveți de făcut, faceți și voi click pe butonul de subscribe și mai mult decât atât, apăsați clopoțelul, iar la final promitem că YouTube să vă trimită o notificare de fiecare dată când încărcăm un material nou. Baftă!